E adevărat că există rase de câini care se atașează doar de un singur stăpân sau doar de o singură persoană. E adevărat că există rase de câini care pot fi dresate doar de către stăpân și de către nimeni altcineva. Fals la prima, fals la a doua întrebare. Nu e adevărat nici una, nici alta. Câinii recunosc oamenii care știu să se impună, recunosc liderii. Liderii sunt acele persoane sau animale, alți câini, care știu să impună reguli, care știu să impună limite, granițe. Despre asta e vorba. Referitor la Chow Chow, e o rasă de câini care poate fi dresată doar de către stăpân? Nu, poate fi dresată de către oricine care știe să creeze o relație cu un câine, știe să-l motiveze, știe să-l corecteze atunci când exagerează sau când greșește intenționat de mai multe ori. Prin urmare, nu e adevărat. Uite, aici îl avem pe Colț, un lup cehoslovac, rasă care e încăpățânată, care reacționează greu atunci când vine vorba de dresaj. M-a recunoscut pe mine de stăpân? Nu, m-a recunoscut de lider, de om care știe să impună reguli. Că doar așa am reușit să îl dresez. Despre asta e vorba în general. Relație, motivare, impunerea regulilor. Restul, din punctul meu de vedere, sunt doar povești. Că într-o familie recunoaște un singur stăpân, așa pare. Doar că de obicei există o persoană care e dominantă în familia respectivă. Câinele oricum percepe familia ca pe o haită și atunci percepe acea persoană ca fiind liderul haitei din care face parte. Restul nu sunt la fel de dominanți, dar mai există cazuri în care câinele recunoaște pe toți din familie ca lideri. De ce? Pentru că toți știu să se impună, pentru că toți impun reguli. Fie că vorbim de 2 membri, fie că vorbim de 5 membri ai unei familii, câinele recunoaște acolo unde există reguli, acolo unde lumea știe să se impună. Așa că demontăm mitul: câinele are doar un singur stăpân și poate fi dresat.